ce atmosferă pentru o înfrângere, din păcate, pentru voi? Ca oricare care înfrângere, supărare și frustrare. Dar nu avem ce face, trebuie să mergem mai departe și așa e în fotbal. V-am spus, ai șansă de etapă la etapă să ții revanșa sau să confirm ce a fost etapa trecută. Din păcate pentru noi etapa trecută a fost o bucurie și o fericire, dar acum plecăm cu tristețe. Dar nu avem ce face, o luăm de la capăt. Ați avut câteva meciuri bune, astăzi ce nu s-a mai legat? Nu știu ce s-a legat. Cred că se vede clar că lipsa de jucători, zic așa, pentru că avem un lot foarte, foarte subțire. Suntem jucători buni, avem foarte mulți copii. Suntem foarte mulți copii, pentru că și eu mă număr printre ei. Dar va trebui să se facă cu ceva cu acea chestie de transferuri, pentru că nu se poate. M-am spus, apar accentări și iese câte un jucător și se simte lipsa și e păcat. E păcat pentru că e o muncă frumoasă și azi văd ce am putut face în cele trei meciuri. Cred că astăzi m-am simțit ca și cum am jucat acasă. Atmosfera asta care nouă ne-a plăcut, dacă ne-am simțit ca pe vremuri pe un stadion de fotbal, se poate răsfrânge asupra psihicului jucătorului mai tineri? Nu știu, chiar nu știu. Pe mine unul mă motivează și mă încurajează. Pentru că astăzi nu mă pot numi un jucător cu experiență, sunt tânăr, mai mult de muncit și de arătat în fotbal. Dar m-am spus și eu repet, astăzi am simțit că am jucat acasă. Am înțeles că mi-a avut ceva discuții cu conducerea, pe președintele Iuliu Mureșan, și a manifestat dorința ca tu să continui la Dinamo. În ce măsură e posibil acest lucru? Cu mine? Nu mi-a zis pe nimeni. Nu știu ce ați auzit noastră, am văzut doar în presă, că mi s-a spus prin presă, că nu e adevărat ce am vorbit, dar nu vreau să mai intru în discuție. Dar totuși nu e ciudat că în momentul în care tu ai tras echipa după tine, poate a devenit dependentă de tine echipa, să nu se discute cu tine, să nu se vorbească, poate nu neapărat de bani, de viitor, de proiect, de când se termină cu interdicția de transferuri. Poate nu sunt dorit, poate sunt doar o marfă. Și atât tot. N-am ce să spun. Păi și cum te simți ca o marfă? Adică, e și asta și pentru cum mă simt? Cred că se vede pe teren, pentru că orice clin sau orice chestie sunt nervos. Asta nu e, îmi cer scuze pe tuturor colegilor de la celelalte echipe, pentru că am reacția asta, dar la cât am durat echipa în urmă de perioadă, e ceva normal. Asta toți ar fi făcut la fel dacă ar fi fost în perioada sfântă. Psihicul tău lucrează, eu știu, cumva în off, să zic, adică te ferești de contacte, te ferești de atacul adversarului, că poate te gândești că dacă mâine vine o ofertă, trebuie să fii sănătos. Nu o să fac asta niciodată, o să joc la momentul de față sub la Neamă și o să joc la Neamă până în ultimul minut, până când voi fi plecat 100%, dar până atunci îmi voi da totul pe teren. Pentru că o fac pentru mine și o fac pentru a mulțumi o lume întreagă. Ce trebuie ca să vedem cel mai bun Sorescu de la Dinamo? Ce-mi trebuie? Liniște. Liniște și siguranță. Și au fost foarte multe probleme, dar mai bine te trebuie pe cei de la de conducere, că ei știu mai bine. Nu, dar vin mentul să mai obții această liniște la Dinamo acum? Nu cred, pentru că a venit o conducere nouă și cea veche a dispărut. Au dispărut și o promisiune deodată cu ei, nu mai dăm de ei și toți dau vina și trebuie să vorbim cu noua conducere. Vin meciuri importante pentru Națională, insistăm pe subiect, pentru că a început să devii un vector important pentru Națională, un jucător care marchează mult, care e constant. O eclipsă de forma ta s-ar transforma într-o problemă și pentru echipa Națională. Nu cred că ar fi problema echipa națională. Am fost acolo în cele două amicaluri. Mă bucur că am putut să ajut și să dau tot ce am avut mai bun pe teren. Cu siguranță se poate și mai bine, dar trebuie să muncesc în continuare, pentru că echipa națională va convoca jucătorii cu minute, cu evoluții bune și cu dorință de a juca pentru echipa națională. Să spui fanilor de ani, că au fost foarte mulți astăzi, mai mulți decât am văzut în cel mare ultimul meci. Și ei cred în voi, poate nu știu anumite lucruri despre ce se întâmplă la echipă, vin, vă aplaudă, poate dacă urmează încă un meci sau două cu înfrângeri, nu se vă mai aplaudă. Cu siguranță asta se va întâmpla, pentru că așa e, așa e în fotbal. Vreau să ne transmit că le mulțumim și sunt foarte, foarte fericiți că au venit alături de noi și ne susțin, dar cu siguranță nu știu, cred că nici 10% de adevăr. Asta urmează de termin, ei nu știu, cred ce li se spune și victimele sunteți voi. Exact, așa a fost mereu.
ce să facem. De asta și suntem cu unii cu psihicul mai la pământ, unii poate mai putem, unii n-au mai putut și au plecat. Acum vom vedea. Castigă, discursul oficial este că anumite probleme s-au mai rezolvat. Adică, exact ce spuneam mai devreme, că cu voi s-a mai discutat, v-ați mai liniștit. Și ia să udă presiunea pe voi. Da, într-adevăr, poate cu unii jucători anumite probleme s-au rezolvat, dar cu mine personal s-au rezolvat absolut nimic. Vă spun din punctul meu de vedere. Se discută și despre Paul Anton, care e și el un jucător important al echipei pentru tine. Clar. Ți-ai dorit să rămână lângă voi, să, eu știu, că, în momentul în care se bat transferul? Mi-aș dori enorm să rămână Paul aici, pentru că e un jucător cu experiență foarte mare și un jucător care ne poate ajuta în orice moment. Pentru că se vede lipsa lui, se vede lipsa de la mijloc, chiar dacă avem jucători care îl pot înlocui și munci la fel de mult, dar Paul are acea sclipire și ne-ar putea ajuta. Îmi pare rău pentru el, pentru că începusem să facem o echipă și un nucleu destul de... L-am văzut foarte apăsat pe la meci, nu prea vorbește, nu prea comunică nici cu fani, îl salut și așa, nici accidentat, e apăsat și el. Toți suntem apăsați. Dacă nu arătăm sau poate nu arătăm în joc chestia asta, dar cu siguranță toți suntem apăsați. Trebuie, pentru că dacă nu vorbește, s-a creat așa imaginea asta că vrea să plece, că îi vrea bani, că... Nu vreau să intru în acest subiect. V-aș ruga să întrebați pe Paul, pentru că el știe mai multe, dar v-am spus, toți suntem apăsați de situație. Un rezultat amar. Da, foarte amar, mai ales că e a doua deplasare în care pierdem cu 1-0. Sigur că am învins maturitatea și forța unei echipe cu jucători experimentați, cum este Chindia și cu un antrenor foarte bun, echipa noastră mai tânără, în care au fost titulari de la început 4 jucători sub vârstă. Jocul a fost bun, am făcut față intensității jocului, am creat presiune în mare parte a partidei și mai ales la sfârșit, când a fost dorința mare de egalare. Ce vreau să subliniez este public extraordinar. A fost un stadion 90% dinamovist. Peluza a fost extraordinară, a susținut echipa într-un mod cum rar mi-a fost dat să văd și să aud și să simt în România. Practic ei ar merita la fiecare meci să câștigăm cel puțin cu 2-0, dar sigur că nu se poate acest lucru. Eu felicit jucătorii, felicit antrenorii și publicul care a fost extraordinar. Practic te ia pe sus și te duce peste adversar. Ne-au lipsit câteva lucruri, am făcut unele desincronizări din cauza lipsei de experiență a unor jucători de-a noștri. La fel în atac am avut ocazii, cea mai mare a fost a lui Mihaiu, care din mijlocul careului singur a dat peste, dar eu cred că toate lucrurile cu fiecare antrenament, cu fiecare zi, cu fiecare meci se vor regla și o să avem o prestație mult mai bună pe viitor și o să obținem puncte și în deplasare. Dincolo de rezultat, ce nu v-a mulțumit astăzi? Sau nu știu, față de meciurile anterioare ale lui Dinamo, ce nu v-a plăcut azi? Nu pot să spun că nu mi-a plăcut ceva. Practic, în afară de la faza golului, când s-au poziționat greșit cam toată lumea... I-a dat gol cu capul unul dintre cei mai scunși jucători. Exact, în apărarea noastră a dat gol unul dintre cei mai experimentați jucători și buni din Liga 1. În rest, noi am jucat bine, am făcut față, a fost dorință mare și eu cred că lucrurile astea se vor regla cât mai repede. M-am întrebat dacă este amar rezultatul tocmai de asta, pentru că pentru prima oară stadionul parcă a fost mai plin decât în Ștefan cel Mare cu Dinamo. Exact, a fost mai plin, a fost mai mult spectator, n-am întrebat câți, dar sigur după ochi s-a văzut că sunt mult mai mult și au susținut fantastic echipa. Este o atmosferă făcută de dinamoviști, așa cum v-am spus, rar este dat să vedem pe un stadion din România. Păcat, publicul și echipa și toată lumea de la Dinamo ar fi meritat măcar un punct azi. Ce le transmiteți? Această afluență de public la Buzău, care e cunoscută ca un oraș mai degrabă... Da, asta m-a mirat și eu, că Buzău știam că e un oraș stelist, dar se pare că au venit mulți de dinamoviști, au venit din București și din județe din jur, dar și din Buzău. E clar că stadionul a fost și tribuna a fost plină numai dinamoviști și pe zi ce să mai vorbim. Chiar am văzut când a mers să salute Florea, n-a avut pe cine saluta după ce a fost schimbat și așa cumva, mă rog, asta e situația. Dar pentru ei e important că au câștigat, pentru noi este un gust amar că plecăm acasă cu a doua înfrângere din deplasare. Ce le transmiteți fanilor? Pentru că la Dinamo se schimbă lucrurile de pe zi pe alta. Nu pot să le transmit decât să fie alături, să fie la fel de calzi cum a fost și până acum, să susțină echipa, că echipa le va da foarte multe satisfacții. Eu sunt foarte sigur de acest lucru. Lucrurile se reglează, noi am făcut niște eforturi foarte mari, le-am dat jucătorilor
jumătate de salariu pe luna iulie mai repede, le-am dat și diferența de salariu mai repede cu 10 zile. Multe lucruri se reglează din mers, nu e ușor, dar de asta suntem aici, ca să rezolvăm problemele și fotbaliștii să rezolve în teren. Pentru o discuție cu Dean Sorescu. Da, am avut și cu Dean și cu toată lumea discuții și cu Anton. Ei sunt jucători foarte buni, experimentați, deja maturi, deși Sorescu este tânăr, dar este unul din veterani cu ghilimele în echipă. Și eu cred că sunt șanse să rămână și să facem treabă bună împreună.